Salutare, dragile mele balanțe, și bine v-am găsit la citirea voastră. Iată că ne întâlnim la The Short Zodiac, mesaje scurte pentru voi. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna, ascendentul în acest semn zodiacal al balanței. Înainte de a începe citirea, vreau să-ți readuc aminte că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi să nu se potrivească aceste mesaje. Nu uita să apeși butonul de subscribe și clopoțelul dacă îți dorești să vizionezi în continuare clipurile de pe canalul meu. Și te aștept, bineînțeles, la cursul de inițiere în Arta Tarotului, ce va începe în data de 4 mai. Te poți înscrie până pe data de 1 mai. Dacă îți dorești informații sau îți dorești o citire privată, o ședință alături de mine, scrie-mi pe WhatsApp la numărul afișat în descrierea clipului. Dragile mele balanțe, haideți să vedem care este energia voastră, ce se întâmplă cu voi în acest moment, dar și ce urmează să vină. Mesaje scurte de la Spirit. Am deja un mesaj pentru tine pe care vreau să ți-l spun chiar acum dintr-un calendar micuț. Și mesajul pentru tine este acesta. Dacă poți iubi atât de mult o persoană care îți face rău, gândește-te cât de mult poți iubi o persoană care îți vrea binele. Este un citat dintr-o anumită carte. Nu pot să-i dau numele. Îți voi reciti. Dacă poți iubi atât de mult o persoană care îți face rău, gândește-te cât de mult poți iubi o persoană care îți vrea binele. Ce se întâmplă, draga mea balanță? Pe cine iubești tu, de fapt? De cine te-ai atașat tu, draga mea balanță? Din cine ai făcut o obsesie, draga mea balanță? Și nu vrei să-i dai drumul. Nu vrei. Te încăpățânezi să rămâi tot acolo. Nu? Hai să vedem ce spun cărțile de oracol. Mesaje pentru balanță. Da. Perfect adevărat. Perfect adevărat, draga mea balanță. Ai niște mesaje extraordinare. Extraordinare, și clipul ăsta trebuie să-l împărtășești și la alte balanțe, dacă cunoști și dacă ai în cercul tău de prieteni. Pentru că tu vrei să recucerești ceva ce nu mai poate fi cucerit. Mesajul spiritului pentru tine este către ce anume vrei să mergi de fapt. Ia uită-te tu puțin și vezi ce munte de fapt urci. Care este vârful ăla unde vrei tu de fapt să ajungi? Pentru că mie mi se pare că tu ai încercat să cucerești un anumit vârf. Este posibil să fi reușit prima dată și acum vrei să recucerești același vârf. Sau, nu știu, vrei să schimbi cumva, știi cum e la tine, tu mergi acum spre același vârf, cumva pe o altă cale, poate chiar mai întortocheată. Mesajul este acesta, către ce anume, de fapt, vrei să ajungi. Către ce? Pentru că simt aici cumva un turn la tine. Este ca un turn, ai grijă să nu cazi de pe acest munte, ai grijă să nu cazi în timp ce vrei să urci același munte. Nu ar fi mai bine să cucerești un alt munte, un alt teritoriu? Se întâmplă lucruri și la tine, draga mea balanță, pentru că avem aici la baza pachetului Birthing a New Age, se creează o nouă lume în jurul tău, visezi la o nouă lume și, într-adevăr, se schimbă ceva în interiorul tău. Vorbim despre sufletul tău, despre sistemul tău emoțional. Este ca și cum dai drumul unui eveniment, dai drumul unei relații, dai drumul unor relații. Se creează o lume nouă, să știi, în jurul tău. Și tocmai de aceea te întreb, ce cauți pe același munte? Ce cauți în același loc? Doar pentru că te sperie noul, doar pentru că te sperie această nouă lume, poate să fie frumos pentru tine. Mult mai atrăgător pentru tine, mult mai atractiv pentru tine. Leap, you go first. The universe will catch you.
Leap of faith, da? Credința, vezi? Credința în necunoscut. Dacă tu nu cunoști, asta nu înseamnă că nu va fi bine în viitorul tău. Îți faci prea multe scenarii și crezi prea mult în vorbele celorlalți care îți spun că, băi, știi, poate ar fi mai bine dacă îi mai dau o șansă. Eu zic să mai încerci. Să mai încerci ce? Să mai încerci? Că nu prea mai e ce să mai încerci. Ai încercat tot ce s-a putut. Nu pot să spun că și tu ai fost ușă de biserică, pentru că nu cred că ai fost ușă de biserică în toată treaba asta. Însă, aici nu mai e ce să demonstrezi, nu mai e ce să faci, decât să mergi înainte. Apoi avem protection. Cheamă-ți puterea înapoi, cut the cords, taie cordoanele și soul retrieval, reînvierea sufletului, reinventarea sufletului și simțit într-adevăr că, nu știu, încep să devii cu totul și cu totul alt cineva. Dar, repet, de ce din punct de vedere fizic te afli pe același munte dacă ție ți se creează o lume interioară nouă și o lume fizică nouă, pur și simplu? Se întâmplă lucruri în viața ta fizică. De ce? Pentru că tu le-ai materializat cândva în planul spiritual. Deci ele în planul spiritual au fost acolo, puse tot de către tine în ultimile 6 luni. Și acum ele ți se întâmplă și când ți se întâmplă, începi să te retragi. E ca și cum te ascunzi, este ca și cum te ascunzi după dulap. N-ai știut ce-ți dorești de la bun început. Ok, hai să vedem care sunt și mesajele legate de iubire pentru cei din semnul balanței. Vom discuta acum despre capitolul ăsta din viața ta, iubirea, care este cu siguranță extrem de controversat. Da. Îți place să te joci, încă îți place să te joci și cu persoana aia din trecut sau persoana aia, nu știu, se joacă cu tine, îți tot dă speranțe și de aceea tu te afli în același loc. Uh-huh. Eu când am spus că totul este despre energie sexuală, nimeni nu mă crede. Nimeni nu mă crede când spun că relațiile astea ale noastre sunt făcute inițial, la început, din această energie psihică, fizică, sexuală implicit. Și mulți acolo rămân. Și exact acolo ai rămas și tu. Da? Toată această indecizie, uite, la baza pachetului avem îndoiala, indecizia, pentru că cineva mai ține de mână pe cineva aici. Aici mai este o persoană. Este ca și cum partenerul tău este împărțit între tine și încă o persoană. Sau tu ești împărțită între două persoane, da? Și de ce? Pentru că aici vorbim despre plăcere, despre atracție fizică, despre conexiunea asta erotică, care într-adevăr este foarte puternică. S-au întâmplat și niște lucruri aici mai, hai să le numim așa, ieșite din comun, nu pot să le spun în mod public, dar le văd, da? The Game of Love, Erotic Bliss. Și avem aici multe, multe aspecte legate de dezinhibare. Cineva care a dorit și dorește să trăiască niște fantezii, dar cu alte persoane sau cu o altă persoană, în fine, foarte multă energie erotică aici nestăpânită, aș putea să spun. 3 cărți care vorbesc despre asta. Și uită-te la ultima carte, da? Putere, dominare și cred că de aceea tu te simți atras de persoana asta sau persoana respectivă este extrem de dependentă, atrasă de tine, pentru că aici vorbim despre dominare sexuală, vorbim despre plăcere, într-adevăr, și despre o conexiune extrem de puternică. Dar, așa cum ți-am spus, sunt foarte multe persoane care rămân în punctul ăsta sexual și consideră că acolo există o relație de iubire sau consideră că acolo, mamă, lucrurile o să se dezvolte. Ei bine, nu, pentru că ceea ce caută la tine sau ce cauți tu acolo la persoana aia, vei mai căuta în alte, nu știu, 10 persoane. Același lucru, da? Pentru că aici este o energie de-a ta care trebuie să se consume. Trebuie cumva să înțelegi ce se întâmplă în interiorul tău, pe ce te bazezi, care este stabilitatea ta, ce înseamnă de fapt relație și stabilitate pentru tine ca să poți să mergi mai departe. Tocmai de aceea ți-am spus că te afli în momentul ăsta pe același munte. Pe același munte ce practic te ține doar această energie
sexuală, această plăcere este ca, este ca o dependență aici. Putem vorbi poate și despre o relație narcisică în unele situații. Hai să vedem, îți voi extrage și două cărți de tarot pentru viitor, să vedem care este outcome-ul. Și avem Cavalerul de Monede, ok. Marele Preot. Trei de monede. Da. Da, deci mi se pare că mulți dintre voi impuneți niște condiții în această relație, dacă o să vreți să mai continuați, bineînțeles, cu această relație, se reconstruiește sub o altă formă. Repet, această energie este doar pentru unii dintre voi, pentru ceilalți rămâneți cumva la același nivel. Faptul că aveți Marele Preot înseamnă într-adevăr că unii vă dați seama și conștientizați într-adevăr energia care există acolo și de ce anume sunteți dependenți și ce anume de fapt v-a făcut să nu puteți rupe legătura cu acea persoană și mergeți mai departe, alții în schimb rămân totuși în aceeași situație. Iar ca și outcome avem Regele de Spade și Regele de Monede. Cineva aici cumva depinde din punct de vedere material. Deci vorbim și despre material aici. Cineva sponsorizează pe cineva posibil sau are o funcție destul de înaltă, este o persoană puternică, extrem de puternică. Iată-te pe tine, da? Regele de Spade și Regele de Monede. Deci este poate și un parteneriat aici între două personalități extrem de puternice. Wow, draga mea, Balanță, cert este că se vor produce destul de multe modificări și eu spun să mai lucrezi la crearea acestei lumi noi și imaginează-ți minunatele lucruri care te-ar putea aștepta decât să te duci într-un loc în care ai mai fost și știi deja cam cum este. Dragii mei, vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ați fost alături, sper că v-a plăcut, aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și să aveți foarte mare grijă de voi. La revedere!